Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui care stă și ascultă pe mire se bucură cu bucurie de glasul lui, deci această bucurie a mea s-a împlinit. Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Din Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 3, versetele 29 la 30. În al preasfințite Părinte Mitropolit, preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici, și iubiți frați și surori împreună rugători, ne este încă foarte proaspătă în minte și în inima noastră această imagine a decapitării unui mare ascet, a unui mare nevoitor, a unui mare iubitor de Hristos, și anume decapitarea Sfântului Ioan Botezătorul. Desigur, în această sărbătoare întotdeauna ne gândim de ce biserica a găsit de cuvință ca și drept motiv de cinstire să-și aducă aminte de această zi atât de tragică, atât de macabră din viața Sfântului Ioan Botezătorul. Ne putem întreba lucrul acesta și cum am putea noi să găsim un răspuns? Sfântul Ioan Botezătorul, ne spune Evanghelia, a fost prietenul mirelui. L-a iubit pe Hristos. A fost extraordinar de devotat. L-a propovăduit cu foarte multă sinceritate și abnegație. Și mai mult decât atât, toată propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul era dublată sau era reflexul unei mari asceze, unei mari trăiri, unei mari nevoințe. Și Ioan Botezătorul în moartea lui trăiește ceea ce el însuși propovăduia. La marginile Iordanului, Sfântul Ioan Botezătorul, când îl vede pe Hristos intrând în mulțime și fiind necunoscut de cei care erau de față, se întoarce spre Hristos și spune: iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii. Prin urmare, Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Botezătorul, și el în moartea lui trăiește într-un anume fel moartea lui Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul moare ca și Hristos. Dar cum? Sfântul Ioan moare din pricina faptului că a descoperit, a scos la iveală, un mare păcat. Deci Sfântul Ioan Botezătorul, decapitarea lui, moartea lui, este datorată, este din cauza faptului că a avut curajul acesta extraordinar de a-i spune lui Irod Agripa: tu trăiești în păcat. Prin urmare, moartea Sfântului Ioan Botezătorul este o moarte datorată sau din cauza descoperirii de devoalării păcatului regelui Irod. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Sfântul Ioan Botezătorul moare din cauza păcatului și a netrebniciei acestui rege care era și desfrânat. Și de aceea biserica a găsit de cuvință să facă pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul. Nu că noi am vrea să perpetuăm peste veacuri, pentru posteritate, o zi de mare macabru și de o mare cruzime. Nu pentru asta îl cinstim noi pe Ioan Botezătorul. Și această zi nu ne aducem aminte de acest moment din viața Sfântului Ioan Botezătorul, tragic moment, pentru ca să perpetuăm, așa cum v-am spus, drama aceasta, sau cum o numeau unii, absurdul istoriei, nu, ci pentru a scoate în evidență că Sfântul Ioan Botezătorul a fost prietenul mirelui. Și tot ceea ce mirele a făcut, el însuși a trăit, el însuși a propovăduit, inclusiv în moartea lui.
Ce învățăm noi de la Sfântul Ioan Botezătorul? Sunt două lucruri absolut esențiale pe care consider că le învățăm de la acest mare ascet, mare nevoitor, postitor, om sfânt și drept. Vedeți cât de interesant ne spune Evanghelia că Irod Agripa, el însuși păcătos fiind, avea undeva în inima lui, în crezul lui, simțirea aceasta sfințeniei Sfântului Ioan Botezătorul. Și îl credea drept și sfânt. De aceea cumpănea în momentul în care a fost pus în fața faptului de a se ține de promisiune. Și anume de a-i da pe tipsie capul Sfântului. El a cumpănit. Se gândea că este sfânt și drept. Și face o mare nelegiuire. N-a avut curajul, n-a avut tăria aceasta de caracter, mare bărbat n-a fost, a fost un om foarte slab. Revenind, ce învățăm noi din viața Sfântului Ioan Botezător? Sfântul Ioan Botezătorul, un prim lucru esențial pe care îl învățăm de la Sfântul Ioan Botezătorul, a fost un om extraordinar de corect, de cinstit, de sincer în ceea ce privește poziția lui față de Hristos. Și-a declinat, cum am spune noi așa puțin mai modern, și-a declinat corect identitatea față de Hristos. Ar fi putut să profite de ignoranța contemporanilor săi, care se întrebau, cine este acesta? Este Ilie? Este Hristos? Nu știm cine este. Ar fi putut să profite de ignoranța lor și să se erigeze și să se dea drept Hristos. Nu. Ioan Botezătorul este foarte smerit. Își declină corect identitatea lui și spune, nu. Eu sunt cel care am venit în lume să pregătesc calea celui care era mai înainte de mine și celui căruia nu sunt vrednic să-i dezleg nici măcar cureaua încălțămintelor. Eu vă botez cu apă. Dar cel care vine după mine, Hristos, este cel care vă botează cu Duh Sfânt și foc. Vedeți câtă smerenie, câtă chenoză din partea Sfântului Ioan Botezătorul. Nu profită de ignoranța lor, a contemporanilor săi. Nici măcar nu vrea să-i manipuleze. Dimpotrivă, se pune undeva mai prejos. Smerit. Și declinându-și cu adevărat identitatea lui. Smerenia înseamnă arta de a fi la locul tău. Nici mai sus, dar nici mai jos. Nici să te supraestimezi, nici să te subestimezi. Să vezi exact acolo unde este locul tău. Mă gândesc așa câteodată, când poate unii au o părere deosebită despre noi. Scot în evidență anumite calități de ale noastre și poate nu le avem. Noi avem această tărie de caracter să spunem, mare atenție că tu m-ai urcat pe un soclu, pe un piedestal care nu mi se cuvine, nu-i locul meu acolo, sunt mult prea sus. Unde m-ai pus tu? Eu sunt într-o altă parte. Locul meu este în altă parte. Avem noi puterea aceasta să vorbim cu sinceritate, nu dintr-o falsă smerenie. Câteodată facem și exces de smerenie și încercăm să spunem că, de fapt, nu suntem chiar acolo așa de sus unde ne văd oamenii. Dar în mintea noastră, în gândul nostru, vrem să plusăm. Vrem să multiplicăm această dorință de a auzi laudele, de a auzi această scoatere în evidență a calităților pe care noi le avem. Cât avem curajul acesta și smerenia aceasta extraordinară. E o mare artă și foarte greu. Ori Sfântul Ioan Botezătorul a trăit în preajma mirelui ceresc, a lui Hristos, el însuși, smerenia desăvârșită. Smerenia absolută. Hristos însuși ne învață pe fiecare dintre noi. Uitați-vă la mine, învățați-vă, deprindeți-vă, că eu sunt blând și smerit cu inima. Sfântul Ioan Botezătorul nu putea să fie altfel, ca și un ucenic fidel. În viața Sfântului Ioan Botezătorul se reflecta atât de frumos și atât de autentic și fidel tot ceea ce Hristos ne învață pe fiecare dintre noi. Deci este un prim lucru pe care îl învățăm. Smerenia extraordinară a Sfântului Ioan Botezătorul. Nu-și umflă propriul lui ego.
Nu se crede cineva în fața celor care veneau la el și să știți că se bucura de o mare cinste și de un mare prestigiu Sfântul Ioan Botezătorul. Foarte mare cinste, avea o putere în cuvântul lui, dar n-a profitat de acest lucru și și-a declinat corect, fidel, sincer, identitatea lui față de Hristos. Și anume că el a venit ca să-l propovăduiască, smerit, umil, acolo să fie cel care deschide cărarea aceasta pentru ca oamenii să-l înțeleagă cine este el și cine ne-a dat o înțelegere mai dreaptă despre Hristos. Mielul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Sfântul Ioan Botezătorul. Un al doilea lucru pe care îl învățăm de la Sfântul Ioan Botezătorul este desprins, decupat din sărbătoarea de astăzi. Sfântul Ioan Botezătorul are o tărie de caracter, o putere extraordinară în a înfrunta și în a scoate la iveală toată hidoșenia păcatului și în a disloca pe cei care erau încleiați în păcat. Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Botezătorul, a fost una dintre conștiințele atât de curate, atât de pure, în stare să-i scoată pe oameni din această învălmășeală, din această mocirlă a păcatului. Lucru pe care l-a făcut cu Irod Agripa. I-a spus foarte pe șleau, cu multă franchețe, fără să se gândească că îi va fi pusă în pericol propria lui viață. Tu trăiești în concubinaj, trăiești într-un mare păcat, te-ai căsătorit cu soția fratelui tău și nu este îngăduit acest lucru de către Dumnezeu. Prin urmare, tu trebuie să-ți îndrepți viața. Desigur, acest lucru n-a fost pe plac celor care Sfântul Ioan Botezătorul le-a zguduit conștiințele, le-a zguduit conștiințele și confortul acesta în care ei s-au așezat păcătuind în felul acesta atât de josnic. Și lucrul acesta îl învățăm noi de la Sfântul Ioan Botezătorul. A fost incomod, dar incomoditatea lui era o incomoditate izvorâtă dintr-o tărăire și dintr-o curățenie a sufletului ascetului, care avea această capacitate de a te scoate din păcat, din mocirlă. Ce bine ar fi ca propria noastră conștiință să fie ca un Ioan Botezătorul și să ne smulgă din confortul acesta al păcatului. Câteodată noi confundăm călăul cu victima, călăul nostru. Știți cine este? Călăul nostru de zi cu zi. Cine-i? Păcatul. El ne înjosește cel mai mult. Nu există înjosire mai cumplită, nu există formă de desfigurare, de denaturare a firii noastre umane decât păcatul. Nimic nu te poate înjosi mai mult decât păcatul. El e propriul nostru călău și victimele suntem noi. Victimele suntem noi. Irodul nostru sunt păcatele noastre. Cele care ne neschimonosesc chipul acesta atât de frumos pe care Dumnezeu ne l-a dăruit fiecăruia în taina Sfântului Botez. Cred că aceste două lucruri esențiale le învățăm noi de la Sfântul Ioan Botezătorul. Când ne aducem aminte în această zi frumoasă, sfântă, deosebită, de moartea lui, de decapitarea lui. În primul rând, smerenia lui și-a declinat corect identitatea față de Hristos, nu s-a pus mai presus decât el, n-a profitat și nici n-a manevrat ignoranța contemporanilor săi, care îl credeau că este Hristos sau unul dintre marii profeți. El atât de smerit a fost încât a spus: nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Fac o mică paranteză, vedeți câteodată atât de inversate sunt lucrurile în lumea noastră. Dacă tu față de cineva poate manifestă formă de smerenie, rapid ești catalogat ca un om slugarnic, ca un om lingușitor. Vedeți diavolul cum le schimbă, le deformează pe toate, le
golește de toată semnificația pe care Hristos și Dumnezeu ne-a dat-o. Sau, dacă îți vezi tu, dacă tu încerci să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru darurile tale, poate unii vor vedea că ești un om mândru, că ești un om plin de sine. Și așa, atât de greu putem ieși din această încălceală, din această învălmășeală, atât de cumplită. E o mică paranteză. Al doilea lucru, pe care le repet, le rezum ca să le înțelegem, învățăm de la Sfântul Ioan Botezătorul această putere extraordinară de a devoala, de a descoperi păcatul. Și el a fost cel care a zguduit conștiințele contemporanilor săi. Și să știți că felurile de concubinaj nu sunt numai cele ale trupului astăzi, sunt și cele spirituale. Prea puțin se vorbește astăzi de concubinajul spiritual, ideologic. Câte concubinaje nu sunt de felul acesta? Spirituale, ideologice, care nu fac altceva decât să erodeze credința, valorile noastre pe care le-am moștenit. Sfântul Ioan Botezătorul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne inspire și să fim smeriți și să nu uităm că smerenia este arta de a fi la locul tău și de a-ți declina corect propria ta identitate. Și, al doilea lucru, propria noastră conștiință să devină ca un Ioan Botezătorul, care să zguduie, să surpe din toate temeliile păcatul care, așa cum v-am spus, ne denaturează, ne deturnează de la drumul acesta al împărăției lui Dumnezeu. Amin.